Ziua de azi e numai a ta. Tu dăruiești familiei noastre bucurie. Îți doresc ca în viața ta să nu mai știi ce înseamnă boală, tristețe, dar să fii mereu cu zâmbetul cel frumos pe față. Am să fiu împreună în cele mai grele momente. Am râs și am plâns împreună, fiindcă departe de mama și sora, dar ai reușit, deoarece tu ești cea mai puternică, optimistă și să știi că ești o învingătoare. Salutăm cu mare drag din orașul Opals, mă numesc Gianade, reprezint compania Surpriz la ușa ta, iar astăzi am venit la liceul George Cușbuc să felicităm pe Andrei din partea tăticului, care a hotărât să o surprindă mai deosebit, iar noi o să mergem să vedem reacția și emoțiile. Fiecare clipă din viața noastră este specială. Fiecare zâmbet adus celor dragi este de neuitat. Noi te vom ajuta să creezi sărbătoare pentru persoanele dragi din viața ta, chiar dacă ești departe. Ce dragoste la ușa lor! Dacă iubești cu adevărat, distanța nu contează. Livrăm dragoste, fericire și emoții. Surprize la ușa ta. 069 033 222. Să știi că sunt cu gândul la tine și ziua și noaptea. Cu 9 ani în urmă ne-ai făcut cei mai fericiți părinți. Ne-ai adus cea mai mare bucurie și cea mai mare bogăție în casă, în cerașul meu Andreea. Draga mea fetiță scumpă, iubită, dorită, astăzi tăticul tău te felicită cu frumoasa ta vârstă de 9 anișori. Ziua de azi e numai a ta, tu dăruiești familiei noastre bucurie. Îți doresc ca în viața ta să nu mai știi ce înseamnă boală, tristețe, dar să fii mereu cu zâmbetul cel frumos pe față. Am să fiu împreună în cele mai grele momente. Am râs și am plâns împreună, fiindcă departe de mama și sora, dar ai reușit, deoarece tu ești cea mai puternică, optimistă și să știi că ești o învingătoare. Fie ca viața ta de acum în cale să fie plină doar de emoții plăcute, ochișorii tăi să-ți strălucească doar de bucurie, Dumnezeu să te aibă în pază mereu, iar în viața ta să dorească prieteni adevărați, clipe frumoase, petrecute cu cele mai dragi persoane ție. Să ai succese la școală, câte mai multe reușite și frumoase în viață, nu uita că mami cu tate vor face orice, numai ca tu să fii sănătoasă și fericită.
te iubesc mult, Andriuța lui Tătică scumpă. Este de la tăticul tău ca te iubesc. Nu plângi. Dă-te îmbrățișez, poate? Nu plângi, bine? El te iubește. Al iubești, îi spui ceva frumos. Hai, nu plângi ca să plâng și el acolo. Sau să te gâdea. Te gâdea? Nu te gâdea. Hai, îi spui tăticul ceva frumos acolo. Și te aștept acasă, da? Și o să te mândrești cu mine. Asta e cel mai important. Desigur, și pe mami și o iubești, da? Și mai e cineva acasă, micuță sau... Cine? Victoria. Cine e? Stioara mea. Iată, te iubești. Chiar dacă astăzi nu a venit lângă tine, uite cât ți-o ajuns, să-ți spui că te iubește, da? Și în curând o să vă vedeți și o să te îmbrățișe. Pentru că s-a dus să-ți crezi viitorul. Iar tu trebuie să faci pe el să mândrească pe tine, părinții pe tine. Așa. Acum aplaudăm, da?